Ziua și scandalul la insula iubirii. Dezvoluirul uitoare despre cel mai nou concurent. A cheltuit banii de la nuntă pe stupefiante, a înșelat-o. O nouă zi, un nou scandal la insula iubirii. Concurenții și ispitele acestui sezon parcă au fost aleși pe sprânceană pentru a ține prima pagină a ziarelor. Din păcate, doar cu lucruri negative. De data aceasta discutăm despre Claudiu, cel mai nou concurent din cadrul emisiunii. Iubitul Simonei pare să ascundă un mare secret și anume un copil pe care l-ar neglija în totalitate. Nici o zi fără controverse la insula iubirii. Nu știm cum sau de ce, dar sezonul acesta, fiecare concurent pare să ascundă foarte mulți scheleți în dulap. Ne întrebăm cine urmează în curând. Până una. Alta să discutăm despre Claudiu. Simona și Claudiu sunt cel mai nou cuplu intrat în competiție, ea tehnician unghi, el patron de studio de videohat. Deci Claudiu i-a fost infidel iubitei sale, aceasta a reușit să treacă totuși peste episodul respectiv, iar acum au venit să-și testeze iubirea în fața întregii țări. Dacă trec sau nu testul, descoperim cu altă ocazie, acum vrem să vă spunem ce am aflat despre Claudiu. De la Castin, cei doi au povestit că bărbatul are un copil dintr-o relație anterioară. Parese, Claudiu s-ar fi despărțit de fosta parteneră chiar în timp ce aceasta era însărcinată. La scurt timp după separare, Claudiu ar fi cunoscut-o pe Simona alături de care ar fi rămas chiar din prima noapte petrecută împreună. Au ieșit la primul date, concurenta l-a invitat la ea, iar de atunci formează un cuplu. Ba chiar au trecut împreună și peste momentul în care Claudiu a călcat strâmb. Cu chiu, cu vai, Simona l-a iertat într-un final. Cum rămâne însă cu fosta relația și copilul care a rezultat din aceasta? Fosta lui Claudiu iese la atac, a cheltuit toți banii de la nuntă pe stupefiante. În urmă cu un an și jumătate, o domnișoară l-a postat pe Claudiu pe un grup de dating pentru a se interesa cine este, după ce l-ar fi cunoscut pe Tinder. Bam, bam! La un calcul simplu, tindem să credem că bărbatul ar fi avut Tinder fix la începutul relației cu Simona. Sperăm doar să-și fi șters aplicația după ce s-a cuplat oficial cu blondina. Revenind, fetele de pe grupul respectiv i-ar fi sărit în ajutor domnișoarei curioase și i-au oferit detalii despre Claudiu. Culmea printre membrele grupului se număra chiar și fosta lui Claudiu, adică mama copilului său. Supărată nevoie mare că bărbatul a părăsit-o chiar când era însărcinată în cinci luni cu fiul său, fosta a dat tot din casă și l-a făcut pe Claudiu cu ouă și cu oțet e fostul meu soț. Fugiți cât puteți de el. Am divorțat fix acum șase luni, deși eram însărcinată în cinci luni la momentul respectiv, pentru că am aflat că a cheltuit toți banii de neau rămas de la nuntă pe stupefiante și colac peste pupăză, am aflat și de înșelat. Fugiți! A scris fosta soție a lui Claudiu de la Insula Iubirii. Așadar, deși patronul de studio de videohat a vrut să pozeze într-un tată responsabil și atent în cadrul emisiunii, se pare că realitatea este cu totul alta. După cum susține mama copilului său, Claudiu ar avea și probleme cu consumul de substanțe interzise, pe lângă faptul că nu și-ar îndeplini datoriile de tată pentru băiețelul său, Dominic. El încă nu și-a plătit datoria la mine și nu a cotizat nici măcar cu un leu pentru copil până în ziua de azi. Nu ar fi asta o problemă, că oricum nu îl las să vadă copilul și nu am nevoie de nimic de la el, dar așa, ca idee, adaugă fosta concurentului de la insula iubirii.